Dimineața se lasă așteptată în unul dintre orașele centrale ale Moldovei. Orașul Străşeni nu mai arată ca acum 20 de ani. În ultimul deceniu, tot mai mulți tineri pleacă și tot mai mulți bătrâni rămân singuri. Din cei 20.000 de locuitori, 10% constituie bătrânii. O mare parte dintre ei duc o viață grea, lipsită de cele mai elementare servicii. O mâncare caldă, o igienă adecvată și medicamente. Din această categorie face parte și naiul Racu. Bună ziua, domnul Ion! Ce mai faci? Sănătos, venit! Nu te-ai săturat de singurătatea asta, singuriel, te chinui, te năcărjești? Ia vină până la gard la mine, așa. Dar când ai mâncat singur borș cald? Ia spune ce-i sit. Un borș cald? Da. Nu am trecut. Păi asta și înseamnă asta, nu-i frumos așa. Știi ce, eu am o propunere. Anume. N-ar fi bine ca mătale să-ți... Te muntui singurătatea asta, mergi acolo la noi, acolo la casa de bătrâni, la noi e acolo ca un colț de rai. Dar unde, unde? Aici, în Străşeni, este casa de bătrâni, se numește Răsărit. E foarte vesel și bine, mai schimbăm câte un cuvânt unul cu altul, ne mai veselim, mai cântăm, mai dansăm și așa mai departe. Așa că vezi, te rog, și gândește la propunerea mea. Ei, o să mă gândesc, da, Andrei, du-te. Eu știu, cred că o să ne vedem toți. Bun, două. Hai, așa să fie. Da. La mulți ani, sănătate să dai Dumnezeu. La mulți ani. Bine. Să trăim, să ne întâlnim. Două vârfe să ne iau așa. Ca pentru moș, am să fac un ceai, a să mă tăi ca și el ce-i lua. Începutul-i bun, o să fie gustos ceai. Iarăși curge, poate anul ăsta mă urca și îi repara acoperișul.
Cum cu viața, cu sănătatea mea, Ioane, am primit lemne, am primit cărbuni, mi-a ieșit de iarbă, îi mulțumim lui Dumnezeu. Eu la fel am primit tot cărbuni și lemne și tot ce le și trebuie. Și mulțumim Domnului că am ieșit de iarbă. De ce-am iubit nu se mai vede, ce-am fost verde sau uscat, ce-am iubit s-a scuturat. Dar tu, Doamnă, cum te mai simți, amă? Mă simt foarte bine. Foarte bine. Că doamna Natalia ne-a făcut masaj. Și așa mă sunt ușor și de bine. Da, eu te fac și eu ce voluntari, Doamne, ce voluntari buni. Buni la suflet, miloși, ne ajută ca pe mamele lor. Cea bogată așa zice alea mea, cea bogată așa zice de mine, alea mea. Ты прачечный? Доброе утро. Нам стирку? Да, хорошо. Аша, ну и куни вас салат. Если у вас варом жазы, сыграли с миру вас, да? Если у вас. У меня кулеку в темновае. Curiozitatea l-a adus pe Nea Ion la Centru pentru Bătrâni, unde a fost uimit de cât de frumoasă poate fi bătrânețea. Aici el a vizitat sala de odihnă a bătrânilor, clubul mâinilor dibace și clubul femeilor. A ascultat corul și a admirat dansatorii. Tot aici a descoperit că engleza poate fi învățată oricând, iar spălătoria, dușul, cura de masaj și un prânz cald nu sunt un lux, ci o necesitate zilnică. De toate astea va putea avea parte Nea Ion. Situația economică grea din Republica Moldova, instabilitatea politică, valul înalt al migrației a persoanelor tinere, din păcate a aruncat pe bătrânii noștri sub pragul sărăciei.
Așa servicii ca igiena personală, un prânz cald, medicamentele, din păcate, au devenit un lux pe care mulți din ei nu și-l pot permite. Asociația pentru Educație Neumanist încearcă să le creeze condiții decente de îmbătrânire a acestor persoane. De aceea, vândem pe toți, toți oamenii de credință bună, toți oamenii cu suflet mare, haideți să nu rămânem indiferenți față de problemele acestor persoane. Haideți să ne implicăm, să demonstrăm la toți că vârsta poate fi frumoasă de asemenea.